După ce a petrecut împreună cu prietenii, un tânăr din Preajba, care doar ce împlinise 18 ani, a ajuns la spital în stare gravă. Petrecerea de majorat a luat sfârșit spre dimineață atunci când tânărul, fără să se gândească la riscuri, a urcat la volanul mașinii în stare avansată de ebrietate, având alături de el un prieten de 21 de ani. Cel din urmă a refuzat să urce la volanul mașinii, fiind conștient de starea avansată de ebrietate în care se află. Așa că, mai îndrăzneț, sărbătoritul a făcut abstracție de faptul că nu are permis și a decis să conducă el mașina. Din păcate, drumul spre casă a fost unul scurt, ce s-a încheiat într-un stâlp de electricitate. Impactul a fost destul de puternic, iar cei doi au ajuns în stare gravă la spital. După ce și-a mai revenit, tânărul a fost nevoit să dea explicații poliției. Acesta s-a ales cu dosar penal și va fi prezentat magistraților cu propunere legale